Imagini rupte parcă dintr-un film despre apocalipsă au fost surprinse în mai multe orășele din Indonezia. De o săptămână de când vulcanul din regiune a început să se pregătească să erupă, totul este acoperit cu un strat de cenușă gros de câțiva centimetri. Casele, mașinile și copacii sunt gri. Azi noapte vulcanul a erupt, iar autoritățile speră că în următoarele zile situația va reveni la normal.